în acest moment mesajul pe care liderii de sindicat au vrut să-l transmită este acela că greva continuă și în următoarea perioadă și cu fiecare zi care trece, acest conflict devine din ce în ce mai greu de dezamorsat. E clar în acest moment că este mini-vacanță, așa că potrivit legii și cei care protestează pot fi liberi și ca să decodificăm puțin mesajul transmis de lideri, cum că marți, când profesorii vor reveni la școală, se va lua o decizie. Asta nu înseamnă că de marți reîncep cursurile, ci asta înseamnă că de marți profesorii revin la școală pentru că, așa cum știți, legea spune că greva se face la locul de muncă, deci profesorii și întreg personalul se reîntorc în școli și grădinițe de marți pentru a continua de principiu această grevă. Vedem dacă până atunci se schimbă ceva, dacă de astăzi și până duminică sau până luni vor avea loc alte negocieri. În acest moment nu sunt prevăzute noi discuții, iar mesajul este clar. Oferta guvernului, deși a fost adoptată prin ordonanță de urgență, este respinsă de sindicaliști. Ce se întâmplă cu examenele naționale? Așa cum știți deja, perioada de înscriere pentru examenul de bacalaureat a fost prelungită până pe data de 9 iunie. Tot până pe 9 iunie a fost prelungită și perioada în care pot fi încheiate mediile elevilor de clasa 8-a și mediile elevilor de clasa 12-a, iar evaluările la clasa 6 au fost amânate pentru a doua oară pentru săptămâna 12, pentru perioada 12-13 iunie. În acest moment nu putem vorbi de o blocare a finalului acestui an școlar și nici de o înghețare, cu atât mai puțin. De asemenea, și examenele naționale, calendarul acestora rămâne în picioare în momentul în care noi discutăm. Pe zi ce trece, dacă apar noutăți, ele vor fi comunicate de Ministerul Educației. Diana, cum au reacționat sindicaliștii când au aflat că guvernul a adoptat deja ordonanța de urgență cu majorările în varianta respinsă de ei? Sindicaliștii au fost foarte fermi și au spus că, în ciuda acestei adoptări, ei rămân cu mesajul oamenilor, oferta este respinsă, pentru că ceea ce a adoptat guvernul astăzi nu înseamnă ceea ce ei și-au dorit. Iar ultima lor revendicare a fost 25% plus la toate salariile din educație, la tot personalul și didactic, și didactic auxiliar și nedidactic. Iar această majorare care a fost făcută astăzi și oficial de guvern, de 1000 de lei brut pentru personalul didactic și didactic auxiliar și 400 de lei brut pentru personalul nedidactic, majorări care intră în vigoare chiar de astăzi, de la 1 iunie, nu aduc creșterea salarială pe care toți cei care au protestat în ultimele săptămâni și-au dorit-o. Așadar, se respinge oferta și au dat de înțeles că nu sunt interesați de ceea ce a adoptat guvernul. Ei merg mai departe cu decizia pe care oamenii o vor lua dacă vor continua această grevă sau nu și de marți încolo.